Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii E Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 51,4 grade în Samoa, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 72,5 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 15 minute. Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că va îmbunătăți calitatea mediului și a vieții locuitorilor din Mali și Senegal. Va planta câteva sute de mii de copaci. Aflăm detalii imediat. Foametea împinge la migrație. Fenomenul este accentuat în special în Guatemala și Mexic. Așadar, rămâneți alături de noi și aflați care sunt previziunile climatice și sociale în această situație. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. Grădina zoologică din Berlin a dat o petrecere pentru ursoaica panda Meng Meng. Aceasta a împlinit vârsta de 8 ani pe 10 iulie și a primit un tort de înghețată cu fructe și legume. Desertul a fost devorat împreună cu puii ei gemeni Meng Yuan și Meng Xiang, pe care berlinezii îi alintă Pit și Paul. Încă două exemplare de așa numite balene cu cap de pepene galben au eșuat pe coasta orașului Taizhou din China. Numărul total al eșuărilor acestui tip de balenă a ajuns la 14 în numai câteva zile. Dintre cele două exemplare, unul a decedat imediat ce a fost descoperit, celălalt a supraviețuit. Salvatorii au săpat cu mâinile goale în mâlul care acoperea balena și apoi au învelit-o cu prosoape umede, i-au creat un adăpost ca un cort care să o protejeze de soare, au udat-o cu un furtun de apă și au folosit cuburi de gheață până ce au reușit să o transporte și să o elibereze în mare. O explicație posibilă pentru aceste eșuări ar fi aceea că în apele lipsite de adâncime trăiește chefalul, hrana preferată de balene și delfini. Când cetaceele ajung în aceste ape mici, vânând pește, rămân captive din cauza refluxului. Revenim în țara noastră acum pentru că a sosit momentul să aflăm cum stăm cu vremea. Este în vigoare un cod galben de caniculă cu disconfort termic ridicat valabil până mâine în sudul, estul și centrul țării. Valul de căldură va persista. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a teritoriului pe parcursul zilei, mai ales în regiunile extracarpatice. Avem și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată până mâine dimineață la ora 6 în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, precum și în zona montană a județului Alba. Vor fi vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80-90 de km pe oră, grindină și frecvente descărcări electrice. Vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși 35-50 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 70-80 de litri pe metru pătrat. Cu detalii revin peste câteva minute. Să vedem și câteva temperaturi din principalele orașe. Iată că în Brașov vor fi 32 de grade, în Cluj 30, în Constanța 30, în Craiova 34-32 de grade în Sibiu, 31 de grade în Timișoara. Așadar, cu mai multe detalii în câteva minute. Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că va planta o pădure olimpică în Mali și Senegal. Această intenție este partea unui amplu proiect de mediu, Marele Zid Verde, care își propune să restaureze regiuni ale Africii. Comitetul Olimpic Internațional va planta circa 355.000 de copaci pe o suprafață de 2.000 de hectare în circa 90 de sate din Mali și Senegal, gazdele Jocurilor Olimpice de Tineret Dakar 2026. Pe lângă beneficiile aduse mediului înconjurător, pădurea olimpică va ridica, de asemenea, nivelul de securitate economică și alimentară al locuitorilor din aceste regiuni, întrucât aceasta va stabiliza clima regională, grav afectată în ultima vreme de secete și inundații. Aceste fenomene extreme au degradat considerabil calitatea solului și l-au sărăcit, periclitând hrana oamenilor ce își duc aici existența. Este cel mai recent proiect al Comitetului Olimpic în vederea reducerii cu 30% a emisiilor de carbon până la Jocurile Olimpice din 2024, în conformitate cu acordul de la Paris.
În premieră se încearcă salvarea unui ghețar din sudul Suediei. Este vorba despre Helags, iar ținta este acoperirea unei părți din acesta cu un canvas pentru a-i reduce topirea. Pentru că se dorește ca protejarea mediului să fie asigurată și în cadrul acestui proces, nu se va folosi elicopterul la transportarea canvasului. Materialul va acoperi ghețarul pe perioada verii și va fi înlăturat în toamnă, când vor putea fi analizate și rezultatele experimentului. Dacă va avea succes, proiectul va putea continua la scară mai largă. Suprafața ghețarului Helags a scăzut cu 40% în ultima sută de ani. Fenomenele climatice extreme din Guatemala se manifestă din ce în ce mai des. Seceta și inundațiile au provocat foamete și malnutriție în rândul populației. Aceștia au început să migreze către nord. Lor li se alătură și mexicanii. Dealurile nu mai sunt verzi, sunt dezgolite de vegetație. Fermierii obișnuiau să cultive una dintre cele mai bune soiuri de cafea din lume. În ultimii doi ani s-au axat mai mult pe culturile de fasole și porumb, dar nici acestea nu aduc producții semnificative. Practic, locuitorilor din această zonă le este amenințată însăși supraviețuirea. Sărăcia, inegalitatea de șanse, sistemele sociale și politice corupte, violența omniprezentă, toate acestea se adaugă schimbărilor climatice și duc la pronosticuri sumbre. Migrația se va intensifica substanțial. La fiecare 3 familii din 10, cel puțin un membru a migrat deja spre nord, deși cu numai 10 ani în urmă nimeni nu părăsea locurile natale. De altfel, Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite a anunțat zilele acestea că aproape o treime din populația planetei nu a avut acces la o alimentație adecvată în anul 2020. Aceasta înseamnă circa 2,5 miliarde de oameni, în creștere cu 320 de milioane față de anul 2019. Înapoi în țară acum, pentru că vrem să aflăm cum va evolua vremea în perioada imediat următoare. La noapte, în jumătatea de vest a teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin dezvoltări noroase, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii mai restrânse chiar vijelii grindină cu cantități mari de apă. Vor fi în jur de 25, 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. În jur de 17 grade în Călăraș, 21 în Constanța, 18 în Iași, în Brașov 16-18 în Deva, 20 de grade în Timișoara, 19 în Oradea și Arad. Mâine în vest, în nord-vest și parțial în centru, vremea va fi în general instabilă. Vor fi norări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse ceva mai însemnate. În restul teritoriului, vremea va fi călduroasă, local caniculară, iar disconfortul termic se va menține ridicat, cerul va fi variabil. Vor fi în jur de 35 de grade în Alexandria, în Călăraș, în capitală, 34 în Iași, la fel în Bacău, 30 de grade în Miercurea Ciuc, în Târgu Mureș, 32 de grade, 31 în Timișoara, 30 de grade în Satu Mare, în Baia Mare, în Oradea și Arad. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19-20 de grade. Mâine vremea va fi în continuare caniculară cu disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Temperatură, așa cum vedeți, și poimine asemănătoare, 35, poate chiar 36 de grade. La munte, vremea se va menține instabilă în Carpații Occidental și Nordul Orientalilor și în vestul meridionalilor, unde se vor semnala averse torențiale cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină cu vijelii. Cantitățile de apă vor fi pe locuri ceva mai însemnate, iar în restul zonei montane cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi posibile cu totul izolat. În jur de 27 de grade în Păltiniș și Poiana Brașov, 28 în Predeal, 20 în Semenic, în Sinaia 24, la Stâna de Vale în jur de 25 de grade. La mare, vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat și în această zonă. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 21 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în delta. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 25 și poate 27-28 de grade. Poi mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în sud, în est și centru, unde disconfortul termic va fi ridicat. În Banat, Crișana și nordul Moldovei vor fi norări temporar accentuate și local averse, ce vor avea și aici caracter torențial cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții pentru vijelii și căderi de grindină. Iată că vor fi în jur de 35 de grade în foarte multe zone din țară, chiar și în Satu Mare, în Drobeta, Turnu Severin, în Craiova, în Alexandria.
în Călăraș, în Bacău, peste tot așadar vremea va depăși, temperaturile vor depăși 35 de grade. Ceva mai plăcut poate doar pe litoral, unde vor fi 29-30 de grade. În noiembrie anul trecut, guvernul danez a luat decizia de a ucide milioane de nurci pentru că la acestea se descoperise nu doar virusul SARS-CoV-2, ci chiar și o mutație ce ar fi putut compromite eficiența vaccinării populației umane. În prezent s-a ajuns la concluzia că, fiind îngropate în pământ, nurcile poluează mediul. Decizia de atunci, luată de prim-ministrul Danemarcei, a stârnit multe controverse și, mai târziu, autoritățile au recunoscut că hotărârea a fost pripită și costisitoare. Statul a cheltuit 2,5 miliarde de euro pentru a despăgubi fermierii care creșteau aceste animale. Așa că ultimele 4 milioane de nurci îngropate în noiembrie 2020 au fost dezgropate și incinerate în ultima perioadă, până la ultima. Este posibil ca după 6 luni, solul și pânza freatică să fi fost deja contaminate. Locuitorii de aici cred că răul s-a produs deja. Se vor face analize de sol și apă și până la finalul verii se va ști care este situația exactă. Locuitorii din zonă sunt cei care au sesizat autorităților mirosul respingător de la groapa comună, precum și temerea că apa potabilă este posibil să fie contaminată. Acum o cantitate considerabilă de sol trebuie să fie și ea îndepărtată de aici pentru mai multă siguranță. Roboții urbani încep să fie puși la treabă, cel puțin în Danemarca. Municipalitatea Aarhus are ambiția de a deveni un epicentru în dezvoltarea roboților mobili de exterior. În prezent, în orașul danez sunt testați roboții care se ocupă cu igienizarea spațiilor urbane. Un robot, de exemplu, este denumit Șoimul Călător și a fost programat să emită sunetele unei păsări de pradă pentru a speria și îndepărta pescărușii. Un alt robot a fost construit cu scopul de a împiedica gunoiul să ajungă în ocean, în vreme ce un altul colectează mucurile de țigară de pe jos. Acuratețea în funcționarea roboților este conferită de un sistem creat de autoritățile din Aarhus, numit TAPAS. Acesta oferă coordonate mai precise decât cele ale unui GPS. Potrivit expertului în robotică, Lars Dalgard, numărul roboților din spațiul urban va crește, așa că ar fi bine să ne obișnuim cu ei. Rămâne pe bătrânul continent pentru că urmează să vedem ce temperaturi vor fi în principalele orașe. Iată că vremea se schimbă încet, încet în peninsula iberică, acolo unde soarele va străluci toată ziua. Pe cer vor fi temperaturi caniculare în Madrid, în schimb în Barcelona și în Lisabona ceva mai plăcute, 30-32 de grade. Ploaie în Geneva, în jur de 20 de grade. În Londra, vreme foarte caldă cu 26 de grade. Vreme frumoasă și în Amsterdam, unde vor fi în jur de 21-22 de grade. Mergem mai departe, iată, în Italia vor fi în Roma în jur de 26-27 de grade, sunt așteptate ceva averse cu descărcări electrice, la fel și în Milano, vreme caniculară în Atena cu 36 de grade, vreme caldă și în Istanbul și frumoasă în același timp cu 32-33 de grade, vreme caldă și în Sofia unde vor fi 33 de grade. În Berlin 26 de grade vor fi în termometre, vor fi și ceva averse spre după amiază cu descărcări electrice, în Oslo foarte cald pentru această zonă, vor fi 28-29 de grade, o vreme frumoasă. Vreme frumoasă și în Kiev cu 32 de grade, chiar și în Moscova vor fi 31-32 de grade și o vreme caldă. Destul de vântos și răcoare mâine la Sydney, dar să vedem acum și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. În Western Newfoundland, Canada, a fost surprins un moment de tandrețe între doi elani. Aceștia au topit inimile utilizatorilor de rețele de socializare. Să vedem și noi imaginile. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine, de la aceeași oră, 19:35. Vă las acum cu imaginea zilei și nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.